Viorica Dăncilă s-a plâns Uniunii Europene. Într-o scrisoare adresată președintelui și vicepreședintelui Comisiei Europene, premierul României susține că protestul din 10 august a fost o încercare de înlăturare pe care violentă a guvernului și îl acuză pe președintele Klaus Iohannis că a instigat prin apel la continuarea protestelor. Funcția constituțională de mediator între societate, forțele politice și instituțiile statului, care revine președintelui României conform atribuțiilor din legea fundamentală, a fost ignorată de către acesta, care, dimpotrivă, a găsit momentul să aducă acuze guvernului și să facă un apel la continuarea protestelor. Consider că aceste încercări de înlăturare pe cale violentă a unui guvern legitim pot reprezenta un precedent periculos în rândul statelor democrate, a scris Viorica Dăncilă în scrisoarea adresată Comisiei Europene. Aceasta a mai punctat că protestul nu a avut organizatori, motiv pentru care unii manifestanți au instigat la acțiuni violente, iar forțele de ordine au acționat conform legislației în vigoare. Fostul ministru de externe Cristian Diaconescu a declarat că mesajul transmis de Viorica Dăncilă afectează imaginea României. Cine a sfătuit-o să transmită o astfel de scrisoare i-a făcut un deserviciu, a afectat și încrederea și predictibilitatea în ceea ce privește politicile guvernului de la București, a declarat Cristian Diaconescu. Pe de altă parte, câțiva pesediști îi iau apărarea Vioricăi Dăncilă. E absolut normal ca premierul să înainteze un document către partenerii de la Bruxelles în condițiile în care unii actori politici încearcă dărâmarea guvernului ales democratic, a declarat senatorul Liviu Pop. În schimb, europarlamentarul Siegfried Mureșan a criticat dur decizia prim-ministrului de a se plânge Comisiei Europene. Nu am văzut niciodată în viața mea un prim-ministru care să spună atâtea neadevăruri despre propriul popor, a declarat europarlamentarul. Scrisoarea transmisă de Viorica Dăncilă a fost publicată pe Facebook de jurnalistul Ovidiu Anghele. Ulterior, mai mulți oficiali au confirmat acțiunea premierului. Între timp, democrat-socialiștii din Elveția și din Danemarca au ridicat problema excluderii partidului condus de Liviu Dragnea din Partidul Socialiștilor Europeni. Liderii politici din cele două țări europene acuză PSD-ul că nu respectă democrația și principiile social-democrației și că îl are în frunte pe Liviu Dragnea, condamnat pentru abuz de putere.